vicii de legislative, vicii de procedură, vicii și cei care conduc fotbalul trebuie să ia niște decizii, niște măsuri în acest sens. Pentru că nu e normal Liga a doua să fie 5 echipe sau câte sunt 4 echipe fără drept de promovare. Corect. Trebuie, stați puțin, noi, nu, la Liga 1, Liga 2, dacă ești în insolvență, vă promova, du-te, dumne, o ligă mai jos, pentru că n-ai cum să, nu poți, ne încurci, încurci competiția. Și vor să intre, adică au și dreptul de a intra în play-off, nu numai că participă la competiție. Da. E cea mai, asta, și să sperăm că se va întâmpla asta. Cele 5 să fie toate în play-off. Dar este posibil, pentru că și Limbaru a început foarte bine, CSEA a început foarte bine. Una promovează și a doua trebuie să fie unde? Locul 7 din play-out. Dar e posibil ca să ne zic o promovare de locul 6. Legislativ nu este deocamdată prevăzut niciun sistem de promovare. Ce fac? Joacă locul 7 cu locul 14, un meci de parte. Ce se întâmplă? Următoarea cel mai bine clasată, așa se... Da, locul 7, nu? Locul 7, da. Locul 6 devine și play-out-ul la Liga 2, interesant. Florine, cum vezi anomalia asta pe care o prezintă domnul Dinu, care este și adevărată? E normal să se întâmple așa ceva? Adică ce caută o echipă care nu are drept de... Așa a fost și anul trecut. Nu e normal să se întâmple, dar pe de altă parte... Bun, știi foarte bine că sunt un critic frecvent al Federației Române de Fotbal. Dar eu acum trebuie să spun realitatea care de lumea de noi, dacă... Vreau să... cu argumente. Cluburile. Eu dau eu exemplu CSEA Steaua. Dom'le, ți-a dat președintele Federației anul trecut, ți-a dat soluția. Dom'le, ca să promovezi Liga 1, trebuie să faci lucrul ăsta. Eu cred că amândouă erau abordabile, chiar și schimbarea legii sportului, care am înțeles că doar trebuie pusă o virgulă și adăugate doar câteva cuvinte, sau, Florin, de ce acolo, nu? Acolo e voință politică, e altceva. Așa este, corect. Acolo e altceva. Dar ei puteau să găsesc fără schimbarea legii sportului, nu? Asta este, domnul Dinu, nu au cum să o facă altfel. Sau, cum sunt atâtea societăți, cum primăriile au societăți private, cazul primăriilor, cum e cazul FCR și cum e cazul Iașiului și așa mai departe, și Steaua, din câte știu eu, sunt societăți, nu vreau să le fac publicitate, care pot să vină coacționarii, da, aici, și să nu fie probleme. Pot fi și minoritari, n-am nicio legătură. Să fie așa este, să fie o societate. Există. O formă de organizare există, altfel. Nu, există un minim, nu știu exact, există un minim. Cred că trebuie să participe la bugetul anual al clubului cu un minim de 30%, dacă nu mă înșel. Că nu, dacă la clubul atunci e problemă, pentru că acolo sunt multe secții. Nu, al secției, pardon. Al secției de fotbal.